Cel mai luxos hotel din Sibiu se va transforma peste 3 săptămâni într-o fortăreață pentru cei 27 de șefi de stat și de guvern pe care îi va găzdui. Pentru ei, măsurile de securitate vor fi excepționale. Cu 2 zile înainte de sosirea oaspeților de rang înalt, toate camerele vor fi sigilate și nimeni nu va avea voie să intre. Apartamentul prezidențial are o suprafață de peste 100 de metri pătrați și este decorat cu un superb mobilier sculptat manual. De asemenea, acest apartament are mai multe încăperi, un spațiu de birou. Aici avem un spațiu de relaxare, iar puțin mai încolo vedeți un superb dormitor. În acest decor va sta cel mai probabil Angela Merkel, însă tot hotelul va fi rezervat pentru summit. Potrivit unor surse, în celelalte camere vor sta cei care fac parte din staful liderilor europeni, inclusiv bucătari, asistenți sau bone. În limita timpului liber pe care îl au, se vor putea relaxa la spa, la piscine sau vor putea bea o cafea pe terasă cu vedere spre pădurea Dumbrava. După terminarea lucrărilor de la primărie, oaspeții de rang înalt vor fi invitați la un dineu. Acesta va fi organizat în curtea interioară a Palatului Bruckenthal, iar accesul este permis doar șefilor de stat și de guvern. Până atunci, în centrul orașului se lucrează de zor. Muncitorii repară sau înlocuiesc pavelele peste care în 3 săptămâni vor păși lideri europeni. Astăzi au apărut și primele restricții. Până în 16 mai, după summit, parcările din Piața Mică și Piața Huet vor fi închise pentru a permite instalarea corturilor în care vor fi găzduiți jurnaliștii și traducătorii. Doar mașinile de aprovizionare vor mai avea acces în zonă între 5 și 9 dimineața. Șoferii care foloseau parcările publice vor trebui să își găsească alte locuri. Destul de complicat cu parcările, pentru că trebuie să dea mai multe. Ture. Am parcat în jos la teatru și, bine, pentru noi nu e o problemă, că facem un pic de mișcare. În urmă cu 2 săptămâni, podurile clădirilor din centrul Sibiului au fost verificate și s-au făcut liste cu rezidenții și cu angajații firmelor din zonă. La acest summit va fi folosită în premieră tehnica de recunoaștere facială.